Salut! Bine te-am regăsit pe canalul Infomate. Îți propun să continuăm rezolvarea subiectelor de la simularea evaluării naționale la clasa A8 -a și continuăm cu subiectul 2, Roman. Primul exercițiu are următorul enunț. În figura alăturată, punctele A, B, C, D și E în această ordine sunt coliniare, astfel încât AB este diferit de BC. Dacă segmentul AB este congruent cu segmentul CD și segmentul BC este congruent cu segmentul DE, atunci amic, punctul B este în mijlocul segmentului AC din ipoteză din enunțul problemei ne spune că AB este diferit de BC. Dacă cele două segmente nu au aceeași lungime, sunt diferite, atunci B nu are cum să fie în mijlocul lui AC. Trecem mai departe. Punctul B mic. Punctul C este mijlocul segmentului CD capătul unui segment nu are cum să fie mijlocul acelui segment. Varianta greșită. Punctul C mic. Varianta C. Punctul D este mijlocul segmentului CE. A așa cum am explicat și la punctul A mic, CD fiind congruent cu AB, iar DE fiind congruent cu BC, înseamnă că segmentul AC este congruent cu segmentul CE. Iar dacă B este uh, diferit de mijlocul segmentului AC, deoarece AB este diferit de BC, în mod similar, CD este diferit de DE. Iar punctul D nu are cum să fie mijlocul segmentului CE. Iar varianta D este, punctul C este mijlocul segmentului AE. Așa cum am uh, explicat puțin mai devreme, dacă AB este congruent cu CD, iar BC congruent cu DE, atunci, AC este format din AB plus BC, care este congruent cu CE format din CD plus DE. Așadar, punctul C reprezintă mijlocul segmentului AE, iar varianta corectă este D. Mergem mai departe. Subiectul 2 spune așa. Unghiurile congruente AOB, BOC, DOE și EOA sunt unghiuri formate în jurul punctului O. Așa cum ne uităm pe desen și vă arăt. Trebuie să aflăm care este măsura unghiului AOC. Observăm că unghiul AOC este format din unghiul AOB plus unghiul BOC. Dar, cum unghiul AOB este congruent cu unghiul BOC, putem scrie că. Măsura unghiului AOC este 2 ori măsura unghiului AOB. Unghiurile din jurul punctului O fiind congruente și sunt 5 la număr, putem scrie că unghiul AOB este egal cu 360 de grade cât este măsura în jurul. Uh, unui punct împărțit la 5. Așadar, măsura unghiului AOC este egal cu 2 înmulțit cu 360 supra 5. Efectuăm calculul fracției și uh, obținem valoarea 72 de grade, înmulțim cu 2 și aflăm măsura unghiului AOC este egală cu 144 de grade. Răspunsul corect fiind A mic. Mergem mai departe. În figura alăturată este reprezentat triunghiul dreptunghic ABC, unghi când A, adică unghiul A este de 90 de grade, unghiul A sau unghiul BAC, cu măsura unghiului ABC, acesta de sus, de 30 de grade. Mai știm că bisectoarea unghiului ACB, ACB, acesta de jos, de această dată, intersectează dreapta AB în punctul M, iar segmentul creat AM este egal cu 3 cm. Cerința problemei este să aflăm lungimea catetei AB. Pornim de la faptul că știm măsura unghiului ABC egal 30 de grade, Asta înseamnă că al treilea unghi în triunghiul dreptunghic are 60 de grade. Unghiul A, a având 90 de grade, suma celorlalte două este de 90 de grade. Dacă unul are măsura de 30 de grade, prin diferență, măsura unghiului A, C, B este de 60 de grade. Din ipoteză, mai știm că CM este bisectoarea unghiului A, C, B. Asta înseamnă că ACM e congruent cu MCB și este egal 30 de grade. Dar și unghiul MBC este tot de 30 de grade, ceea ce înseamnă că triunghiul MBC este isoscel. Ceea ce înseamnă că laturile MB și MC sunt congruente. În triunghiul ACM, măsura unghiului A este tot de 90 de grade, iar măsura unghiului ACM este de 30 de grade fiind jumătate din unghiul ACB. Asta înseamnă că AM este cateta opusă unghiului de 30 de grade într-un triunghi dreptunghic egală cu jumătate din ipotenuză. Și vom scrie AM este egal MC supra 2 putem înlocui, îl cunoaștem pe AEM, asta înseamnă că MC este egal cu 2 mulți cu 3 egal 6 cm. Dacă MC este egal 6 cm și MB este egal tot 6 cm. Am demonstrat mai sus că triunghiul MBC este isoscel mai știm că AM este egal 3 cm, nu ne rămâne decât să înlocuim, să aflăm lungimea lui AB format din AM plus MB. Este egal 3 plus 6, egal cu 9 cm. În acest fel am aflat că varianta corectă este C mic. Sper că ai înțeles, mă bucur că ai urmărit până la final. Te invit să te abonezi și să activezi notificările accesând clopoțelul pentru a uh, rezolva integral această simulare a evaluării uh, raționale de la clasa 8. -a. Urmează să uh, terminăm subiectul 2 roman. După care vom aborda și uh, problemele de la a treia parte a examenului, a simulării de examen. Îți doresc succes și pe curând pa!